Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o tare pentru săptămâna care începem în curând, săptămâna 13-19, cu cărțile de tarot, o etalare în trei variante, pentru a vedea ce energii vor fi în această nouă săptămână, în planurile importante ale vieții de zi cu zi, fiind și o săptămână poate mai specială pentru mulți dintre voi, să vedem și care sunt energiile dragostei. Prima variantă este cea cu pachetul cu ADN-ul. A doua variantă este pachetul acesta verzui și a treia variantă este pachetul acesta roșu-auriu. Alegeți varianta cu care rezonați și să vedem ce dezvăluie fiecare variantă în parte. Fiecare pachet are o energie mai particulară. Să vedem care sunt energiile așadar pentru săptămâna 13. 19 februarie pentru planurile importante, o săptămână cu petreceri se vede, chiar cu împăcare, așteptați-vă poate chiar și la o împăcare, la o clarificare în familie, în ciuda unor amenințări care sunt aici, unor neînțelegeri care țin poate și de răutățile cuiva, de o intrigă. Cineva care pare într-o frustrare, care vrea cumva parcă să vă pedepsească pentru ceva. Haideți să vedem ce spun cărțile. Pentru săptămâna care începe în curând, săptămâna 13-19. Da, se poate să vă împăcați cu cineva, să știți, se poate produce un miracol. Va fi o săptămână în care vor avea loc miracole. Lucruri neașteptate, salvări miraculoase, un noroc neașteptat, o oportunitate să te împaci, să te vindeci miraculos. Da, miracolul iubirii, al salvării chiar, să salvezi sufletul, să salvezi pe cineva de la un viciu chiar. E o săptămână în care poți să renunți la un viciu. O săptămână în care ți se poate face dreptate, în care poți avea parte și de o vindecare, de o prietenie sinceră, de o iubire sinceră, în care pare că îți găsești o liniște, o pace, o clarificare poate și legată de o instituție. Așadar, să vedem această săptămână. O săptămână a dragostei, a miracolelor. Am pus aici chiar trei. Un am plus, dar nu contează. Veți avea o inspirație, să știți. În această săptămână, dacă sunteți doamne din semn de foc, veți fi într-o mare celebritate, popularitate, într-o creativitate, într-o inspirație sau chiar într-o dragoste. Vă puteți găsi dragostea, poate apărea chiar și o sarcină, un copil. Un proiect al vostru ajunge la un succes care poate ține și de inspirație. Că sunteți o persoană foarte creativă, foarte inventivă, foarte întreprinzătoare, un bun manager. O persoană întreprinzătoare, o acțiune voastră poate avea succes în această săptămână. Această săptămână este o săptămână în care vă împliniți vise. Vise care pot fi de demult din copilărie sau legate de copilul vostru. Poate apărea mai multă prietenie, mai multă comunicare, mai multă iubire, poate chiar o călătorie, vești din străinătate. Aveți o conexiune mai puternică cu divinitatea, cu Fecioara Maria, cu îngerii, cu arhanghelii, cu universul, cu divinitatea. Deci cumva puteți avea și vise profetice. E o săptămână în care vă puteți împlini visele. Pentru dragoste, relații, dacă sunteți într-o poveste de dragoste, să știți că trăiți o poveste foarte frumoasă, un parteneriat, un succes, sunteți de trei ori femeie, și iubită, și femeie de afaceri, și o bună profesionistă, admirată, respectată. Ce să zic, eu aici o poveste de dragoste care o aveți în relația de cuplu. Deci vă împliniți visele care sunteți într-o relație. Indiferent de semnul zodiacal, dacă sunteți semn de foc, cu atât mai mult. Dacă nu sunteți semn de foc, atunci va juca un rol important pentru voi și un semn de foc. Are o influență așa puternic, pozitivă pentru voi, de la distanță. Poate fi și un terapeut sau poate fi o prietenă, poate fi cineva care are această putere să vă ajute și pe voi să vă influențeze. Și depinde și de voi, de inițiativele voastre, de creativitatea voastră. Vă inspiră poate cineva, comunicați foarte bine cu cineva.
Pentru cele care sunteți singura, sunteți într-o popularitate, într-o celebritate, poate și văd că apare și un tânăr cu un semn de pământ, care poate să vă aducă un succes, vrea să vă ajute cumva să vă reveniți, să vă refaceți forțele, puterea, să aveți mai multe câștiguri, puteți avea niște câștiguri, niște profituri, să zic așa, niște daruri, puteți primi un dar, puteți cunoaște pe cineva, poate într-un nou colectiv, nu știu, poate într-un curs, poate într-o petrecere, puteți cunoaște un tânăr. Vă va curta cineva, vă va încânta cineva, veți fi atrase poate de cineva. Se pare că puteți așadar în această săptămână să socializați, să vă bucurați de niște petreceri, opere de binefacere, puteți avea parte de tot felul de evenimente la care participați, poate să-i ajutați și pe alții, puteți avea de face cu o persoană serioasă, care vrea să mai învețe, care vrea să studieze, care vrea să se perfecționeze, să devină cea mai bună varianta sa. Cunoașteți niște persoane mai tinere, poate, dar mai creative, mai generoase. Vă gândește cineva care ar vrea să vă cunoască. Pentru sănătate, să știți că sănătatea la voi are legătură poate și cu o suferință. Voi aveți o suferință, poate țineți și vă e dor de cineva, de ceva, sau poate fi legate și de credința voastră. Cumva suferiți când vedeți în jurul vostru, poate sunteți mai emoționali, mai emotivi, așa, și suferiți după o pierdere, după cei care au o pierdere, vă afectează pierderea cuiva, poate, nu? Fie că ați pierdut voi pe cineva, fie că ați auzit de persoane care au o pierdere, au o problemă și asta pe voi vă emoționează și vă afectează emoțional. Pe de altă parte, poate că aveți nevoie de mai multă răbdare, pentru că există miracolul care poate veni și prin credință pentru sănătatea voastră, pentru ceea ce vă doriți voi, poate și cu un sacrificiu, nu știu, să renunți la a consuma ceva care nu-ți face bine sau poate trebuie să ții o dietă, poate că trebuie să ai un regim mai strict așa cumva și pe emoții, să-ți ții mai mult în sub control niște emoții. Pe profesie, carieră, văd că sunteți creativi, inventivi, comunicați, vă puteți împlini vise și pe carieră, pe profesie, puteți primi niște bani, moșteniri chiar pot veni, puteți fi într-o popularitate așa în această săptămână. Comunicați cu doamnele, văd că jucați în această săptămână, joacă un rol important pentru voi și doamnele. Copiii, chiar puteți avea și niște bani neașteptați, o sursă de venit care vă vine, o idee ca să mai câștigați niște bani sau vă vine un dar de la cineva neașteptat, o propunere. Vedeți că sunteți într-o popularitate, într-un succes, într-o călătorie, poate vin și bani de la drum. Aflați și de vreun dar care vi-l trimite cineva, care vă apreciază, vă iubește. Haideți să vedem și pentru al doilea pachet cum va fi această săptămână. Deci, în dragoste, această săptămână se vede că e poveste de dragoste, că energia dragostei a fost prezentă, să zic așa, și parcă și stelele, planetele sunt aliniate pentru dragoste la prima variantă. Hai să mergem și la a doua. La a doua, ce spun cărțile pentru varianta numărul 2? Vedem cum este această săptămână, planurile importante. Wow, o săptămână miraculoasă, să știți, cu niște miracole, deci chiar o săptămână a miracolelor în care puteți să vă întâlniți sufletul perechea, în care puteți avea un mare succes financiar, profesional, o revelație, să știți, o idee genială chiar, puteți avea chiar o idee genială, copiii pot juca un rol important pentru voi, creativitatea, veți fi foarte creativi, nu știu, idei așa, poate și să scrie, să pictați, să faceți ceva creativ, veți fi foarte, foarte inspirați, să știți. Zonele de foc și de pământ joacă un rol important pentru voi. Haideți să vedem ce este în fiecare plan mai important, cum ar putea fi această săptămână. Wow, într-adevăr, o săptămână în care primiți vești, faceți drumuri, sunteți îndrăgostiți, vă și odihniți, cumva veți fi și foarte într-o alertă, într-o grabă la un moment dat, pentru că veți avea multă treabă și va trebui să luați o decizie. Cumva voi sunteți poate și îndrăgostiți, mai somnoros, ar putea să apară o dragoste care vă pune cumva într-o decizie. Joacă un rol important și cum comunicați voi. Că dacă sunteți într-o dragoste, să știți că aici se poate clarifica ceva, poate plecați într-o călătorie. Dacă aveți o relație sau vine o veste de la partenerul vostru, poate de la drum, e la drum acest partener și poate veni de la el un dar, un cadou, o mai multă pasiune, cumva vă veți vindeca unul pe altul. Faceți o călătorie poate și undeva într-un loc sacru, cum ar veni, sau
are legătură poate și cu vreo întâlnire așa mai pasională undeva, unde să fiți doar voi singuri, cumva, deci vă văd aici cumva într-o mare creativitate puteți primi, cumva un dar mai special, faceți voi un dar cu persoane iubite, deci vă văd într-o dragoste de suflete pereche, suflete gemene. Și pentru cei care sunteți singuri, chiar aveți o mare petrecere, un mare succes, o dragoste. Deci, cei singuri vă puteți întâlni la o petrecere, poate participați la un eveniment care poate fi și pe societate sau poate fi și la nivelul vostru de familie, aniversare, ceva, și să cunoașteți pe cineva, o persoană care vă poate deveni pereche pentru căsătorie chiar. Deci această relație poate fi o relație care duce la o familie, la a face copii, la a fi împreună, a vă împlini visele cu această persoană. Puteți pleca într-o călătorie foarte repede, să zic așa, să vă îndrăgostiți foarte repede unul de altul. Este, deci, energia e foarte puternică în această săptămână. Foarte repede va trebui să luați o decizie, că poate vă îndrăgostiți, poate fi și cineva care e un star, are multă popularitate, este într-o popularitate și, cum ar veni, vine în localitatea în care ești tu, un mare concert și ieși și tu acolo și te îndrăgostești de un artist și el de tine și îți propune să plecați împreună. Și foarte repede s-ar putea concretiza această situație. Este ceva așa care vine pe neașteptate cu o persoană care pare este un suflet pereche. Poate fi o persoană foarte celebră, populară, o persoană, un artist sau cineva care studiază, cineva care este foarte popular, are o familie, să zic așa, care are un nume în societate, el, familia sa. Împreună puteți face ceva extraordinar. Deci văd aici că sunteți într-un mare succes. Veți cuceri pe cineva important. Pentru sănătate vă vindecați. Aici poate unii dintre voi sunteți și într-o pierdere, într-un doliu, într-o suferință, dar vă puteți vindeca pe neașteptate. Văd aici, dar sau este un pericol totuși pe sănătate să nu cădeți, să nu vă loviți aici, ține și de planul personal. Dar se poate întâmpla sau poate apare și o sarcină la unele dintre voi, să nu apară vreo problemă de sarcină, să pierdeți vreo sarcină aici, cumva pe neașteptate, dacă nu aveți grijă de sănătate. Pentru carieră, profesie, să știți că de voi depinde, sau mai contează și o doamnă din carieră, care un colegă sau un șef, văd aici că pot veni bani, câștiguri, un sprijin. Veți călători, o inițiativă a voastră va avea un succes, un final fericit, să zic așa, o reușită. Puteți chiar deveni mame, așadar, în această perioadă, dar, într-adevăr, pe sănătate, văd că ori auziți de vreun doliu, ori trebuie să aveți o inițiativă mai potolită, să zic așa, adică să gândiți că puteți să, dacă sunteți prea pripiți, puteți să aveți o problemă de sănătate sau, nu știu, cădere de calciu, cădere nervoasă, pot fi și astfel de situații. Haideți să vedem, sau să nu aveți vreun pericol din partea unei persoane care e mai responsabil, așa, se împinge cum ar veni, știți, și tu aluni și cazi. Sau te cer, îți țipă la tine și te sperie și iară poți avea așa ceva pe neașteptate. Haideți să vedem și pentru a treia variantă, indiferent de zodie, vedem a treia variantă ce se întâmplă, cum va fi această săptămână. Se vede că au niște energiile dragoste foarte, foarte puternice în această săptămână. Bani, câștiguri și la voi multă treabă, poate care aveți de făcut, vă grăbiți să terminați repede că vine seara, cum vine vorba, sau vine Valentine's Day și trebuie să fie totul gata. Văd că petreceți, vă învingeți niște frici, vă veți relaxa, vă duceți poate undeva, așa, într-un loc mai special, unde, cum ar fi la un spa undeva, unde să vă relaxați, să vă bucurați de timpul petrecut împreună cu persoana dragă sau cu niște prieteni, poate fi și cu niște prieteni, veți descoperi niște secrete. Vă veți satisface niște capricii, să zic așa. Pentru cei care ați ales această variantă, văd că și voi puteți fi într-o popularitate, niște câștiguri, puteți avea niște câștiguri neașteptate, să știți, mai mari decât v-ați așteptat. Joacă un rol important, într-adevăr, și o destresare. Poate că sunteți foarte obosiți, stresați, dar văd că vă veți găsi timp și să vă duceți undeva unde, la un spa, la o, nu știu, într-o
într-o stațiune balneoclimaterică, nu știu, la munte, la mare, undeva unde să vă petreceți timp, să vă relaxați, să vă destresați. Văd aici și puteți avea și noi prietenii câștiguri de bani în această săptămână, să știți, de voi depinde, de energia care o aveți voi. Pentru cei care sunteți într-o relație, vă ajutați, aveți consolare, vă ajutați o armonie, o întâlnire plăcută cu partenerul, cu partenera, vă sprijiniți reciproc, vă odihniți, vă relaxați, e o săptămână echilibrată din punct de vedere al relației, poate chiar oficializați o relație care sunteți încă necăsătoriți, puteți primi oficial cererea de căsătorie, oficial să vă și căsătoriți, poate, cine știe, aici poate fi o chestie care se oficializează. Pentru cei singuri să știți că voi sunteți într-o teamă, într-o frică, într-un blocaj, dar în această săptămână faceți o clarificare, vă eliberați de o frică, de o teamă, de un stres. Poate că a fost urmași de o magie la voi, și cumva în această săptămână reușiți să vă rupeți aceste lanțuri care au fost făcute pentru a vă ține, că de aceea e și stresul acesta. A fost ținut cumva într-o energie puțin malefică ca să vă țină singur, ca să nu aveți... Dar văd că se poate face o claritate, văd că vine un miracol. Voi aveți o minte puternică, lucidă, care faceți, cum să zic, pătrundeți prin ziduri, cumva prin mintea celuilalt și vă dați seama de ceva, de această frică, teamă că nu este rațională sau că e ceva, blocajul vostru, singurătatea voastră nu e în regulă, vine din cauza unor vrăjitorii, magie neagră chiar, lucruri care au fost făcute de cineva care poate nici nu mai este sau au făcute cu lucruri care nu, de la persoane care nu mai sunt și cumva acum vine un miracol, o energie a credinței poate chiar. Pe sănătate, într-adevăr, e un stres aici care l-aveți voi, poate ești un bărbat cumva care ai nevoie, deci cumva voința, ambiția te duce pe tine să-ți îndeplinești niște vise sau chiar te ajută cineva, un vindecător, cineva care îți curăță energiile ca să nu mai fie atât de stresată, stresată poate, poți avea parte și de un terapeut sau persoana iubită. Și pe profesie, carieră, să știți că puteți face un contract, apar noutăți, sunteți în siguranță, poate că faceți niște provizii, aveți niște câștiguri, deci în această săptămână pare o săptămână frumoasă, a dragostei, într-adevăr, și dar la cele care sunteți aici singuri sau bărbați sau doamne care sunteți singure, posibil că puteți cunoaște o persoană foarte inteligentă, dar întâi trebuie să vă rupeți voi de această energie, trebuie să vă destresați, poate să vă curățați de energia cuiva. Aveți o energie a unui bărbat care poate a făcut chiar vrăși farmece sau poate, nu știu, poate fi un dușman care a lucrat în colaborare cu alte persoane să vă țină pe loc, să tragă pe voi, posibil și să vă tragă pe voi, ca și cum voi ați muncit pentru 10, cât 10. Ați tras singură, cum se spune, sau singură, aici tine de la caz la caz, deci cumva văd așa că în această săptămână cumva se sparg niște frăși farmece, se rup ceva, se rupe o vrajă, se rupe o dușmănie sau faceți voi, cum să zic, înfruntați dușmanul și în felul acesta se clarifică ceva și se termină cu această situație. Că văd că există o nouă șansă de a face noi cunoștințe, noi prieteni, de a vă rupe de trecut, de a vă rupe de ceva, de cineva care nu este pentru voi, care a tras pe voi, poate chiar, sau, mă rog, a încercat să vă împiedice să înaintați, să ajungeți, să vă primiți visele care țin poate și de inteligență, țin de, cum să zic, de poziția în societate, de studii, dar e o săptămână în care se pare că se poate face dreptate. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, sper să aveți o săptămână reușită, binecuvântată, cu dragoste și armonie, echilibru și succes pe toate planurile. La mulți ani tuturor domnișoarelor, domnilor, doamnelor care purtați numele de Valentina, Valentin. La mulți ani tuturor îndrăgostiților, vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată, cu dragoste și armonie, prosperitate și sănătate. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!